Bună seara, bine v-am găsit la Jurnalul de Agricultură. Sunt Rareș Șobeanu, urmăriți singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Haideți să vedem care sunt principalele știri ale acestei zile. Guvernul a întocmit lista oficială a culturilor agricole și a speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020. Soia, lucerna, hameiul în sectorul vegetal și bovinele sau viermii de mătase în sectorul zootehnic. Acestea sunt doar o parte din culturile care vor fi finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Culturile și speciile de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 au fost stabilite prin hotărâre de guvern. Astfel, fermierii din zona vegetală vor primi această finanțare doar dacă cultivă soia, lucernă, mazăre boabe pentru industrializare, fasole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei și fibre, orez, sămânță de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în câmp, castraveți pentru industrializare cultivați în câmp, legume cultivate în sere, legume cultivate în solarii, prune, mere, cireșe, vișine, caise, zarzăre, cartof timpuriu, toate pentru industrializare. În sectorul zootehnic se acordă sprijin cuplat fermierilor crescători de bovine, ovine, caprine și vierni de mătase. La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii: bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora, vaci și tauri din rase de carne, tineret mascul sau femel din rase de carne, vaci metise cu rase de carne și tineret mascul sau femel metis cu rase de carne și vaci de lapte. Așadar, fermierii care vor opta pentru aceste culturi și vor fi eligibili vor primi, pe lângă subvenția directă pe suprafață, și acest sprijin cuplat. Schema va fi finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă. Vești bune pentru crescătorii de animale. Agenția de Plăți și Investiții în Agricultură începe efectuarea plăților către OIR, iar subvențiile pentru bovine vor fi virate în contul fermierilor de luni, 30 martie. Crescătorii de animale s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului Agriculturii pentru a găsi o soluție cu privire la plățile întârziate pentru ovine și bovine. Am avut o discuție cu Daniel Constantin și ni s-a spus în felul următor. Pentru ovine se va începe plata de joi, iar APIA s-a angajat ca până miercuri 25 martie să dea efectivul eligibil și la bovine, urmând ca cel târziu de vineri sau de luni să înceapă plata și la bovine. În cazul în care nu își vor primi banii, crescătorii de ovine, caprine și bovine au anunțat că vor ieși în stradă pe 2 aprilie. Pomicultorii din Moldova și nu numai s-au întâlnit zilele trecute la Iași. Care a fost concluziile întâlnirii, aflăm din materialul următor. Iar la Iași s-a desfășurat conferința regională a pomicultorilor, la care au participat peste 70 de mari pomicultori din Moldova. S-a pus accentul pe asociere ca soluție bună pentru a se putea negocia pentru atragerea de fonduri europene. Pomicultorii spun că în urma asocierii ar putea fi considerați o voce puternică și solicitările lor ar fi luate în seamă de Ministerul Agriculturii și de Guvern. Neputința de valorificare a producției ține tot de noi, de producători, în primul rând. În momentul când vom fi organizați, atunci Ministerul o să înțeleagă și Guvernul o să înțeleagă că în piață orice producător trebuie să aibă casă de marcat. Și atunci nu va mai fi speculația că producătorul român încurajează piața neagră, atât timp când vin fructe din afară și când s-a terminat de vândut fructele, nu mai are niciun act, niciun document, nu-l mai găsește nicăieri nimeni. Și atunci, în momentul când este obligatorie casa de marcat în piață și când l-ai prins fără bon de marcat, rasca orice amendă de zeci de mii, sute de mii de lei. Asta e singura rezolvare. Producătorii spun că trebuie combătută evaziunea fiscală pentru ca producția autohtonă să fie vândută în piețe. Am băgat certificatul de producător și fac nu știu ce chestii, tot pe ăla mic îl oblig să plătească și aia care fac mare evaziune nu sunt băgați în seamă. Intră în țară cu 10.000 de tiruri de fructe și legume și nu-i întreabă nimeni nimic. Sau aproape fac câte o acțiune ANAF-ul cu poliția, cu știu cu cine mai fac, o prins 2-3, restul închis, s-o plecat și mai mare acțiune, confiscat 1.000 de tone de fructe din sutele de mii, milioane de tone care intră fără nicio să plătească nicio taxă la stat. Marfă românească ar fi și cerință există pe piață, dar sunt unele disfuncționalități care împiedică mersul bun al lucrurilor, susține marea majoritate a pomicultorilor din Moldova. Pomicultorii atrag atenția asupra controalelor care se fac din dispoziția Ministerului Agriculturii, susținând că nu fac altceva decât să le perturbe activitatea. Și dacă sunt foarte, foarte des hărțuiți de atâtea controale, oamenii s-au zis la saturații și au spus, domnule, ne retragem când nu mai este momentul. Și de aici aș vrea să cei care au putere de decizie în domeniu să poată să acționeze și să îi îndrume pe cei care
îți trimiți și în teren să facă ceea ce trebuie, nu ca să, să dezbine, să creeze discordii între cei care sunt cu greu adunați să formeze grupul. La conferința regională a pomicultorilor organizată ieri la Iași au fost prezentate ultimele tratamente fitosanitare necesare în livezi, inclusiv cele care pot proteja florile pomilor în caz de îngheț. A patra ediție a Expo Conferinței Internaționale Meat & Milk se va desfășura și anul acesta, așa cum ne-au obișnuit organizatorii, la începutul verii în Poiana Brașov. Singurul eveniment la nivel național care reunește industriile de carne și lapte va aborda cele mai arzătoare subiecte ale acestor sectoare. Sub genericul politicii de sprijin, retehnologizare, performanță, priorități pentru ieșirea din impas, singurul eveniment dedicat industriilor de carne și lapte ale României va avea loc între 3-4 iunie 2015 la Poiana Brașov. De 4 ediții, evenimentul reprezintă locul de întâlnire al fermierilor cu procesatorii, cu furnizorii de materii prime sau tehnologii, dar și cu reprezentanții autorităților române și europene. Invitați ca speaker sunt președința ai principalelor asociații profesionale ale fermierilor și procesatorilor români, oficiali ai MEADR sau din cadrul Consiliului Concurenței, precum și reprezentanța ai companiilor de top. Vor susține comunicări invitați speciali membrii ai Comisiei pentru Agricultura Parlamentului European, ai unor asociații profesionale internaționale, inclusiv din domeniul retail-ului, asociații de fermieri din țări ale Uniunii Europene. Tematica aleasă pune accent deosebit pe prezentarea celor mai noi tehnologii destinate fermierilor și procesatorilor. Totodată, fermierii vor primi cele mai noi informații din domeniul finanțării. De asemenea, vor fi prezentate cele mai noi soluții de sustenabilitate și energii neconvenționale. În sectorul 6 din capitală s-a deschis un magazin în care nu plătești pentru produsele achiziționate. Da, ați auzit bine. Este un loc care prețul obiectelor este calculat în funcție de orele de muncă pe care le efectuezi. La acest magazin social, banii nu au nicio valoare, punctul fiind moneda de schimb. Colegii mei, Alexandru Andrunache și Adrian Chițu, au ajuns acolo și au făcut o demonstrație pentru dumneavoastră. Alimente, îmbrăcăminte, rechizite sau jucării sunt doar o parte din produsele pe care le putem întâlni pe rafturile magazinului Social Exchange, un concept care a fost implementat la începutul acestui an de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a sectorului 6 și care își dorește să devină un ajutor real pentru persoanele aflate în dificultate. Pornind din necesitatea de a oferi persoanelor care declară cel puțin că nu-și găsesc un loc de muncă și solicită instituției noastre un sprijin financiar, material pentru copii, pentru familie, pentru o situație dificilă, noi încercăm să le oferim produsele de care au nevoie, dar nu degeaba, ci doar în scopul unei activități. Este ora 8 dimineața, prima mea activitate la magazinul Social Exchange este călcatul rufelor. Gata, mi s-a încheiat ora de călcat. Vă mulțumesc din suflet. A doua mea activitate de astăzi este sortatul rufelor. Am terminat ora de sortat rufele. Această oră de sortat rufele primiți 6 puncte. Vă mulțumesc. Pentru cele 3 ore muncite astăzi am acumulat 14 puncte. Acum să aleg produsele. 1 kg de fasole, 6 puncte. O conservă cu carne de porc, 4 puncte. 1 ulei, 3 puncte. Și ultimul punct îl voi da pentru un ceai de sunătoare. Aici am întâlnit-o și pe Eugenia, vine încă de la deschidere. A spălat și călcat rufe, a făcut curat prin magazin, a efectuat inventarul tuturor produselor. I-a plăcut această inițiativă pentru că poate oferi familiei un trai mai bun. Să vezi că este foarte bine pentru că ai multe avantaje, adică nu este un orar fix, așa, adică poți să... De fapt ne cheamă prin rotație, sunt mai multe fete. A reușit prin munca prestată aici să le ducă acasă celor 4 copilași de la alimente până la jucării. Ceva, eu știu, ce mi-a lipsit din casă, eu știu, de exemplu, o jucărie la copil, alimente,
îmbrăcăminte, depinde ce au fost, ce au lipsit din garderoba la copii sau din garderoba mea. Acum, că a văzut ajutorul pe care îl primește prin acest proiect, Eugenia vine de fiecare dată când este nevoie de ea și promite să nu renunțe niciodată. Este destul de important pentru că din ce ai copii mai mulți, din ai nevoie mai multe și întotdeauna trebuie cât mai mult. Niciodată nu trebuie mai puțin, pentru că sunt normal, am 4 copii și avem familie destul de numeroasă și e ceva normal să avem totuși un plus ceva în casă. Există două tipuri de cumpărători ale acestui magazin, clienții beneficiari și cei donatori. Vor fi și ei recompensați, îi donează produse, nu bani, și vor fi recompensați cu puncte. Punctul fiind moneda de schimb din interiorul magazinului, iar beneficiarii de asistență socială vor obține aceste puncte prin muncă. În momentul în care au punctele, ei sunt egali și pot accesa din magazinul nostru orice fel de produse. Pentru a putea deveni client beneficiar în cadrul acestui proiect, trebuie să aveți domiciliul în sectorul 6 și să depuneți un dosar la unul dintre serviciile sociale din care să reiasă că aveți o situație financiară precară. După ancheta socială, veți putea fi apți pentru a începe munca. Clienții donatori pot fi în schimb atât din țară cât și din străinătate, iar produsele vor fi de uz personal, casnic, precum și produse alimentare non-perisabile, ambalate și în termen de garanții. Bun, cu acest material foarte interesant încheiem jurnalul din această seară, doar știrile, pentru că urmează discuția în platou, vom analiza toate știrile de peste săptămână, cele mai importante, dar și ceea ce am văzut astăzi împreună cu domnul Ilie Stoian, redactor șef Infogroup. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Stoian, cum vi se pare ultima știre? V-a plăcut? Îmi place foarte, foarte, foarte mult ideea și îi feliciți pe cei din sectorul 6, pe cei de la primăria de acolo. Îmi aduc aminte de un lucru. Acum vreo 20 de ani, redactorul șef adjunct a revistei Express, la care eram redactor pe vremea aia, a făcut o excursie de documentare, a prins o excursie de documentare de 6 luni de zile pe un vapor românesc, așa, pe un cargo românesc, și a ajuns în Brazilia. Departe de mine gândul de a pune acești oameni, asistați social, în aceeași categorie cu aceia despre care voi povesti. Dar, întorcându-se, Cosisan, Dumnezeu să-l ierte, un foarte mare gazetar, trecut la cele veșnice acum ceva timp, primul lucru pe care ni l-a povestit a fost următorul. Zice, domne, eram în Brazilia, eram la Rio, eram pe o terasă și acolo dacă vine cineva să-și ceară ceva, nu vine să spună dăm și mie, ci vine de fiecare dată și spune ce pot să fac pentru dumneavoastră. Că îl trimis să cumpere un ziar, că îl rogi să facă, avea conștiința faptului că lucrul pe care îl capătă trebuie să fie muncit. De aceea mi se pare, îmi place foarte, foarte, foarte mult inițiativa administrației sectorului 6. Îi felicit personal, chiar dacă nu stau în sectorul 6. Și îmi pare că e o măsură echitabilă prin care niște cetățeni ai Bucureștiului, total defavorizați și ajunși într-o situație limită, pot fi ajutați. Mi se pare că această inițiativă, să spunem, ar putea fi extinsă și în mediul rural, unde știm că acolo sunt și mai mulți oameni asistați social, pentru că toți suntem la un post de agricultură și lucrăm în acest domeniu. Știm că mediul rural avem cel mai mare șomaj și avem și o populație de aproape 50% din populația României 48, da, aproape 50% stă la sate și tot mai știm din drumurile noastre că fermierii se plâng că nu au cu cine să muncească. Acolo toată lumea preferă acele ajutoare de șomaj. E bine, poate un astfel de magazin le-ar trezi un pic conștiința de care vorbeați dumneavoastră în povestea pe care ne-o spuneați. Cred că da, dar îmi aduc aminte de o altă poveste, pentru că suntem jurnaliști, e din zona realului, nu e ceva inventat. Sunt destule locuri în țară în care chemi oamenii la muncă și nu vin.
Și e celebră acea secvență dată acum, transmisă acum câțiva ani, în timpul unor inundații, cu soldații care puneau saci de nisip ca să oprească apele, iar peste drum, șoseaua fiind inundată, era o cârciumă care era deschisă, iar lumea stătea în apă până la genunchi, bea fiecare câte o țuică sau ce bea. Așa, reporterul i-a întrebat, dar dumneavoastră nu ajutați? Păi, dar e armata, noi de ce să ajutăm? Ca și cum n-ar fi fost satul lor, ca și cum n-ar fi fost locul lor, ca și cum n-ar fi fost comuna lor. Iar asta mă duce cu gândul la acea distrugere a spiritului satului românesc pe vremea comunismului, acolo unde n-a mai existat proprietate, acolo, vedeți dumneavoastră, Ionel Teodoreanu în La Medeleni definea extraordinar sentimentul patriotic și spunea că sentimentul patriotic este dat de sentimentul proprietății. Tocmai de-aia, în momentul în care eu scriu despre ceva, nu numesc fermierii care au afaceri sau deținătorii de companii, nu numesc patroni, ci proprietari. Pentru că mi se pare unul dintre lucrurile esențiale. Condiția de proprietar. De a deține ceva, nicio problemă. De a deține ceva și de a fi legat cumva de afacere și evident că și de locul în care tu îți desfășori acele afaceri. De aici pornește totul. Da. De aici pornește totul. De la proprietate, de la grija pentru... de la grija pentru ai tăi. Altă poveste la fel de reală. Majoritatea studenților de la facultatea, pentru că am fost acolo, de la facultatea de agronomie a Universității din Bologna, în jur de 90% sunt fii de proprietari de ferme și de terenuri. Și merg la facultate ca să învețe cât mai mult, pentru a scoate un profit cât mai mare de pe pământul lor. Da, deci, logic. Iată un exemplu cât se poate de bun. Sunt proprietar, vreau să câștig cât mai bine de pe pământul meu, din ferma mea pe care o transmit mai departe. Să știu cum să exploatez acel avut, care este, să spunem, de preferat să fie din generații, dar... Da, îmi cer scuze, da. E tusea care, așa și vremea de primăvară. Da. Vreau să revenim acum la lucrurile, să spunem, tehnice din agricultură. Ieri s-au deschis primele două măsuri plus acea axă lider pentru galuri. Primele două măsuri, 25 martie, bună vestire. A fost anunțat încă de la începutul acestei luni de către secretarul George Turtoi că va fi deschisă. E bine, mari fermieri și mari președinți de asociații, în frunte cu domnul Baciu, erau destul de sceptici și au spus, bine, că au anunțat-o, dar nu cred, să vedem, poate o să mai tărăgăneze. E bine, s-a dat drumul, comisarul Hogan a fost acum două săptămâni aici, a vorbit bine la adresa PNDR-ului și au spus că cam în 2-3 săptămâni ar trebui să fie gata, de când vorbea dânsul, au trecut deja 2 săptămâni, să vedem dacă la începutul lui aprilie va fi deblocat și restul PNDR-ului. E bine, vorbim despre galuri, vorbim despre tinerii fermieri și vorbim despre modernizarea fermelor, achiziția de mijloace fixe. Este bine că s-au deschis aceste măsuri, erau necesare acum sau... Sunteți de părere că trebuia să aștepte să fie gata tot PNDR-ul, așa cum susțin unele voci? Dar de ce să se mai aștepte? În primul și în primul rând, ieri, dacă a fost bună vestire, au fost două vești bune. Pe lângă deschiderea acestor măsuri, a mai fost și anunțul venit de la guvern, potrivit căruia Guvernul României a adoptat proiectul codului final și codului de procedură finală. Vom vorbi și despre lucrul ăsta. Urmând să fie trecut prin Parlament, bine, trebuie să fie trimis la Parlament spre adoptare, dar... Va trece și prin comisii? Să da. Vedem, va trece și prin comisii. Dar de ce să se mai aștepte? Domnul Baciu spunea să vedem sau să înșeptici. Asta mă duce cu gândul la masa rotundă de la conferința noastră care o să fie la vară, care va avea titlul Politici de sprijin. Teoria este sublimă, dar practica ne omoară. Sub acest titlu se va derula masa rotundă din... Nu, masa rotundă din ziua de 4 iunie, din a doua zi a conferinței Meet & Milk. Dar nu cred în niciun caz că
dacă există oportunitatea reală pentru ca anumiți fermieri să fie ajutați pe măsura specifică, de ce să nu se facă? Bă, se spunea aici ieri domnul Cioroianu spunea, bine, dar vedem că este o hotărâre de guvern prin care se spune că pot exista modificări chiar și la aceste trei măsuri, două plus liderul, care au fost date drumul, și atunci ce vor face? Riscăm ca oamenii să piardă acei bani sau, cine știe, printr-un artificiu, statul să fie nevoit să suporte din bugetul propriu. Există într-adevăr pericolul ăsta și, bine, sper să nu se ajungă acolo, pentru că ne cunoaștem bunul obicei și revin la practica neomoară, la citatul din acel titlu, sper să se evite de această dată, să fie evitat de această dată bunul obicei de a schimba regulile în timpul jocului. Pentru că vorbeam despre bătrânii de la sate și despre șomajul din mediul rural. Este clar că trebuie să fie, să se investească foarte mult în zona dezvoltării afacerilor derulate de tineri, pentru că practic prin ei poate să renască satul român. Alături de domnul Hogan, în acea perioadă, acum două săptămâni, știm bine că a fost și doamna Corina Crețu, care răspunde de dezvoltare. Și dânsa spunea foarte bine că dezvoltarea rurală nu poate să existe fără investiții în toate zonele. Atunci, haideți să pornim de la fermă, și mie mi-a părut foarte bine când am văzut în concepția noului PNDR că prioritate vor avea fermele care vor activa în sistem integrat, la fel cum și din știrea cealaltă, cu subvențiile care se vor acorda unor culturi care vor intra în zona industrializării. Pentru că, într-adevăr, anul trecut am avut al doilea an de excedent al balanței de export. Însă știm bine că s-a exportat materie primă, nu s-a exportat produs alimentar finit. Nu s-a exportat un produs pe baza căruia am un profit mai mare. Și este foarte bine că măcar printr-o măsură legislativă sunt încurajate acele activități care urmează a genera un profit mai mare. Bun, aceste vorbim la măsura ce prevede modernizarea fermelor, vorbim de 205 milioane până în primul exercițiu financiar, că până în 30 octombrie, când se termină tehnic, da, când se termină de depus această sesiune, deci sesiunea este continuă această dată, și vorbim de 111 milioane pentru tinerii fermieri. Discutăm mai multe după 4 minute de publicitate. Revenim, rămâneți cu noi!